E cald, azi e cald. Restaurantul Good, una din afacerile mele. Și în episodul ăsta îți vă arăt mai multe ce și ține de sushi în România. Vama vechi Broburger, am filmat și eu cum am putut, de-am credit. Uai! Let's go! Eu fug la lucru. Coroiu cu mine. Ei, nu știu cum voi, dar eu la drum aiuresc. Ați dau o întrebare care e cu țâncă zădări. Filimieni, așa-i? Ce ți-a plăcut în Moldova și ce nu ți-a plăcut în Moldova? Băi, că te duci în Moldova, sunt cel mai frumos fete. Producerea de astăzi o să fie alea cu minus. Ne rabota, mișta! Ia bună dimineața, capra cu triez, s-o chitit și se duce la București. Ui, geantul. Îi cu ce? Mai avem calculatorul și ala. Mai avem 10 de bucătari de luat. Să vedești urmări, mare în București. Și după asta, să tragem o tură. Până în Constanța. Am să vă arăt și sușile. Le-a încărcat tot în mașină, tot treaba asta. Așa, în mașină ne-am suit și pe drum mai stăm la povestit și ca să nu mă lăs pe mine într-o parte. Natașca, tu la vlogul ăsta nu te uita, bun? Asta eu, ca, înțelegi? Pe drum, îți stresat. Bune. Și eu m-am pornit la București. A, măi, mergi. Of, Doamne Dumnezeule, Doamne. Băi, e și la greu, nu știu, te-ai făcut. Și-o băcat și stories. Ca orice moldovean care se respectă, înainte de a intra în România, face rezervorul full. Am ajuns în Vama, am ajuns cu bine. Nu mi-a rămas o nictătă până în București. Ui, 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 ui. Tăi, na, 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 na. Mâini este rază, nigă, nigă, nigă. Și ce mi-a rămas de făcut când ai de mărs mult? Timpul ia iurea, nu pot să merge normal. Ei, nu știu cum voi, dar eu la drum aiuresc maximal în mașină. Maximal! Astăzi ne aflăm în comuna Cărpineni, cea mai mare localitate din raionul Hâncești și a doua pe Republică. 10.000 de locuitori și 4.000 de gospodării. În fața mea se află cea mai mare fabrică de nutrețuri de pe Uniunea Sovietică. Astăzi, ruin. Dar în spatele meu se află o afacere de familie minunată și superbă, cu persoane fantastice care fac un produs artizanal. Și astăzi am să vă arăt și fac ei acolo. Domnul Sergiu, povestește, unde suntem și facem noi aici? Deci noi ne aflăm în satul Cărpineni, în raionul Hâncești, la fabrica de producere a pastelor făinoase în stare proaspă, după tehnologie italiană. Marca comercială Cărpini. Noi produsele le cunoaștem, dar nu cunoaștem cum ele sunt produs. Adică eu cunosc, dar nu cunosc. Și ar fi frumos să le arătăm, că eu le povestesc, că e făină de grâu dur. Da, deci, ingrediente proaspete. Făina de grâu dur este importată din Italia. Asta e făină grișată, dar mașinată de două ori. La moment avem 5 muncitori, inclusiv și cu mine. Inclusiv când sunt, când nu sunt. Sâmbri, ești și director, și muncitor. Da, și tehnolog, și lucrător de rând. Afaceri în familie, asta înseamnă la lucru și zi și noapte. Avem eu, soția, sora, nepotul, cumnatul, mama, niște verișori, mai avem și angajați care nu sunt neamuri. Încercăm să ne simțim pe o familie. Da, rudele aproape, de atât și chemăm afaceri în familie.
Eu mă numesc Șandra Maria, sunt originară din satul Cărpineni. Eu sunt Sergiu Chirinciuc, directorul companiei care se ocupă cu producerea păstelor făinoase sub marca comercială Cărpine. Sergiu, plecat în Italia de 17 ani, întoarță în 2017. Eu am muncit ca grădinar un pic, într-o patiserie. Am muncit, pe urmă mi s-a propus ca ajutor de bucătar de 5 ani. Apoi mi s-a propus să învăț meseria de pizzar și am dat acordul. M-am întors înapoi cu ultima experiență de pizzar. O perioadă am muncat la construcție, ca de obicei, cum toți moldovenii stăteau în Italia. Apoi am lucrat ca grădinarul și din 2005 până în 2013, deci am lucrat într-un laborator de producere a pastelor făinoase, un laborator artizanal, tot o afacere de familie, de unde s-a pornit și ideea de reîntoarcere și de deschiderea unui laborator de producere în țară. Noi, în 2010, acolo în Italia, am avut propunerea o astfel de afacere să cumpărăm. Deja pusă pe picioare, dar eram conștienți că implicându-ne în așa o activitate acolo, întoarcerea acasă nu o să mai fie. Filmez mâncarea. Hai să facem ciorbița noastră. Mi-am făcut. Și aici, practic, avem mușchilețul și antricotul, da? Și practic se primește un tibon. Zis perfect pentru grătar. Oală. Așa, să scoatem cărnița noastră de pe os. Așa, 15 porții, mi-a zis. Câte sunt total? Fă toată carnea aia, cât îți ies. Hai. În la urmă cu lui. Vezi, vedeți cum sculețul pe toată. Atmosferă. El e dorul. Dorul. Și așa să vă arăt într-o parte. Nice, e ca așa se filmează, băți. Două cuvinte despre șef Samuel, dacă ar fi la ușa să ne povestească mai bine. Suntem colegi. El este brand șef Kaufland România. Eu Moldova. Un micuț. El face un miel la cuptor. Ba, 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 ma. Ce-ai făcut? Am văzut că tu ești vedet, am purat munca, gata. Oameni de foame acolo. Am înțeles, asta aștepte. Șef Samu, ia-mi povestește, câți ani în urmă ai venit în România? Eu sunt acum, cred, anul ăsta, sincer, am făcut 16 ani. Eu nu au idee de unde am venit, dar eu sunt asta foarte ceva fericit frumos. Aici. Dar în Franța tot ca șef bucătar, da? Da, eu am, când am venit, am fost șef bucătar în Franța și am avut o stea Michelin. What? Da, am avut la 26 de ani. Tu spuneai că ai fost în Moldova. Ce ți-a plăcut în Moldova și ce nu ți-a plăcut în Moldova? Și nu ți-a plăcut în Moldova, eu te invit personal și o să-ți placă. Eu nu minț. Băi, tot trebuie să zic, băi, că te duci în Moldova, sunt cel mai frumos fete. Băi, cred că tot frumos fete din Moldova a venit din București. Nu am văzut niciuna. Ce m-a impresionat la voi când unde te duci cu pasaport, băi, drum e direct. Okay. Și nu vezi nimic, nu știu că nimic, nimeni, nu știu câte kilometri. Și după am fost la oameni în Gagauzău, am mâncat foarte miel. Bun. Miel, siguranță. Niște ciorbă cu asta. Și prima dată că am băut suica de palinca de struguri. Ah, ok, ok, wow, ok. Am luat foc. Nu știu că coronavirus s-a speriat și a plecat direct. Eu personal te invit în Moldova, okay. Și să arăt Moldova un pic altfel. Păi eu vreau să vedem asta. Luăm GoPro-ul cu noi, fără GoPro nu se poate. Și păi ne plimbam și ne distram. Facem un tur. Da, îți fac un tur cu atât. Dar tu știu că eu vreau mâncare adevărat. Ale, pa! Hai, noi avem și treabă pe lângă tete. A luat, spune, dintr-o parte și din alta. Se începe a forma sacul pentru raviol. Gol. Înăuntru? Deci dozatorul, prin care împlutura se duce separat la fiecare raviol. Deci împlutura o avem aici, ricotta și spanac. Eu știam că mulți conaționali de-a noștri sunt în Italia, da? Da. Foarte mulți. Ideea mea a fost care? Oamenii ăștia când se întoarcă acasă, ori scate produsul ăsta. Dar, pe urmă, m-am lovit de altă întrebare. Nu este cultura pregătirii la așa produs. Și nici a consumului. De atât câteți cumva asociază, băi, pastele îngrașe. Pastele nu îngrașe, dacă sunt consumate corect. Corect, foarte al dente corect. Și păstrată porția de 120 de grame. Asta e o mașină care produce până la 120 kg pe oră. Tortellini, 250 kg pe oră.
brici. Carpinii, ca tare, de la satul natal. Cărpineni, ca să un pic să rămânem la baștină, dar să facem direcții și la țara de origine care ne-au educat. Am fost adoptați pe câțiva ani de zile, de-aia am, în denumire, în brand, am lăsat originea și cine ne-a crescut într-un fel în direcția noastră. Frumoasă chestia asta. Să găsesc muncitori în sat? E problemă, foarte problemă, foarte problematic. Adică nu e diferență sat, oraș? Ideea care a fost, că deși am deschis anume în sat și nu în oraș, în primul rând am avut încăpere. Era o leacă dificil să iei în arendă. Produs nou, deci nu erau nici tu gost, nimic. Adică noi am început tot de la zero. De la standard de firmă, laborator, termen de valabilitate. Să ai tu atâta răbdare ca din 2012 să te pornești la drum. Primul raviolo să-l scoți în 2017, după 5 ani de zile, asta dă dovadă de o răbdare imensă și de o dorință de a face ceva acasă, e extraordinară. Eu personal nu știu dacă e multă răbdare, uite sincer, dar aici respect maxim pentru ceea ce fac. De asta și mereu spun, produsul e bun, dar când cunoști istoria, începi să apreciezi mult mai mult produsul și persoanele de care este făcut. Excelent. El fiecare... A fiecare... Fiecare... Trebuie așezat. L-ai văzut? Uite, este o problemă. Înseamnă că l-ai văzut și l-ai dat la o parte. Deci este trecut cu vederea și pipăit cu mâna și pus la locul lui. Adică fiecare raviolo... Da, fiecare se... De la carpini... Da. Îi mânuța lui domnul Sergiu. Da. Ei, poate nu numai mie, dar ce, că ei se pun tăiat separat ca să nu se lichească unul de altul, pentru că așa el se pasteurizează și pe o parte și pe alta. E un raviolo gol, dar și domnul Sergiu l-a simțit cu mâna că e gol. Și-l dă deoparte. Încă unul e ca nu vezi. Înseamnă că este o ceva o nemerit acolo, că încă unul. Adică nu este riscul. Dar mă lidiez la ochi, mă uit. Da. Mă ajut pe șerbite. Băi, spate-o! Poți să guști, să mănânci dacă vrei. A, nu, nu, că și e scrut, deja. A treia zis să te fundă și zice, nerabota, amici, ta. Ați dau o întrebare care eu duc țică astea zădării, spile mine, așa-i? Asta era, dar cel mai enervant când auzim cuvântul macaroane și pelimeni. Cel mai mult cu care îi încurcă pelimeni și tortellini. Da. La formă, când te uiți, îți pare că e asemănătoare. Luăm aluatul. Aluatul e diferit. Făina, se folosește făină de grâu dur și ou de găină. Pe când la pelimeni e făină simplă, apă și sare. Fără ou. Umplutura. La tortellini, tot e carne, dar e tot după tehnologie și rețetă italiană. Aici avem o umplutură cu ricotta și spanac. Ricotta fabricată în Moldova după tehnologie italiană. Adevărat. Și după ce am înțeles, domnul Alexandru a contribuit la rețeta acestei ricotte. Noi avem în restaurant la Mitaci, avem cannoli. Și nu-mi plăcea cum era ricotta, era preuscată. Și am început să intru în esență la cum se face ricotta. Și am fost în Italia, am învățat în Italia, m-am întors acasă și am început să facem o ricotta tare, tare nice. Chiar ieri, Olguța acasă a găsit ricotta de la ferma cu origini, că într-adevăr e tare, 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 tare bună, e cremoasă, e, nu e uscată, nu e năcășoasă, e nu e granuloasă. Și ne ghicești dintre voi unde eu ajuns, comerzan. Mușvară! Să vă fac o leacă în șud. Da-ți vă arăt cum e vama veche iarna. Zici că e într-un film horror. Frumos. Da, parcă mi-e frumos vara. Mare e chiar acolo. Nu știu dacă voi ați văzut anul trecut. Deci aici în curte cam așa arată iarna. Să fac lucrări, se găsește de sezon, se gătește. Ia uite așa câte cameri să fac. Zeci căne, saghi, brici. Și ce, n-ați venit să minte că n-aici era pe jos pe triș? Băi, nu-i și-a mie. Așa arată iarna. Vama vechi. Hai să vă arăt
o guriță de mare, vreți? Hai să vă povestesc ce a fost la București și careva concluzii. O persoană extraordinară, eu cred, e Samuel, de la care mulți avem și învăța, mai ales cum să gestioneze un restaurant, la dânsul restaurantul sâmbătă și duminică e închis, doar pentru cine așa, privat, special, pentru cineva gătești. Și da, 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 vama veche! Oh la 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 ta la 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 la. Deci spun imagine dintr-un film horror. Nu-i nimeni. Zare de om. Da, când se începe sezonul. Nice. O pec de mânuș. Mulțumesc. Te încep că am învățat, de-am gata, de-am dovdește-le, păi. Ei, cu ajutorul cu mâna dreapte, al Tom Sergiu, s-a învățat și comerzant. Poate eu să-mi bag nas aici. Producerea de astăzi o să fie alea cu minus. Bine, dar avem și pe asta roșie. Băi, îți cremoș, îți wow. Iam. Eu sunt adeptul la produsul artizanal, de ce? Deci, cumva, produsul artizanal e ceva de calitate. Industria alimentară nu mereu se pupă cu calitate. Acolo nu-i suflet, e just business. Și de asta mi-e drag și mi-e la suflet produsul artizanal. Mai facem ricota și cremă de trufă. Mi-a plăcut maxim, cu gorgonzola și nucă. Da, așa e, fost. Când mergeam la expoziții, mai făceam ricota și nucă, cartofi și minte în pastă verde, cu sos de unt și minte și parmezan. Brici. Și arătam chiar receta cum se pregătește pasta. Eu mă văd pe mine cu primul restaurant. Eu bucătar, eu zacupșic, eu director, eu contabil. Ia că cumva așa e domnul Sergiu aici și cumva și îl înțeleg că pasiunea pe care o are pentru ceea ce face. Eu nu știu dacă ai observat, dar în cadre mereu a fost cu zâmbet. Și se vede că îi place ce și faci. Și asta e cel mai important, mai ales într-o afaș. Un lucru tare curios și interesant care l-am aflat de la domnul Sergiu e că ravioli cu ricota și spanac sau acei care conțin mai multă umiditate se trec prin făină de orez. Deși deoarece făină de orez absorbe umiditatea. Nu stai degeaba. Da, nu stai degeaba. Nu stai degeaba, grăiești frumos, povestești frumos, dar... Dar deci din mâine, da? Da, mai deci din mâine, băițele, că... De la fiecare persoană care își iubește ce își face, cu siguranță e ceva de învățat. Dacă doriți rețete gustoase, cum să le gătești, la mine pe TikTok sunt careva rețete rapide, simple, și extrem de gustos. Lasă ca să știi că... Să-ți arăt cum sunt clei. Așa. Unea să găsească o etichetă boțâtă, să știi că e făcută de comerzat. Pune-i, pune-i, pune-i. Așa. Așa. E, te-ți... Să-ți arăt cum sunt clei, uite. Ia, te rog. O iei și îi faci așa. Hop, gata, eu sunt clei. Dă-i-l încă una. Așa, numai vârful. Gata, și el nu te-ai face, că îți duci singură. Așa, ia uite, ai văzut? E asta e leac strâmbă. Trebuie să scrimi pe tine, zic, comerzant. Sunt o malată de comerzant. Așa, impresiile de la Constanța. Ca de obicei, e o plăcere super mega enormă pentru mine să vin la Constanța. Îmi place atmosfera, îmi place vibe-ul. Dana e rachetă. Tare bravo. Le doresc la toți așa oameni responsabili și muncitori ca Dana. Am impresia că câteodată noi chiar nu ne implicăm atât de mult în afacerea asta cât se implică Dana. E o persoană extraordinară și pune suflet în ceea ce face și iubește, în primul și în primul rând, iubește maxim ceea ce face. Băieții sunt frații Antoci, rachetă. Bravo! Andreica de mult lucrează la noi în Galați, este Dimca tot e tare, foarte, foarte bravo, unul dintre primii lucrători. A fost greu, știi că deschiderea a fost la Enjoy Sushi, a fost chiar grea, dar că am avut o echipă, BE-ul, nu ieșeau la lucru, sâmbăta, ușite cu pumnii în pereț, cu mâna ruptă, uai, Doamne, Dumnezeule, Dumnezeule. În general, la Enjoy Sushi echipa e
beton. Apropo, urmează Timișoara în curând. Sperăm în intervalul de timp 5 mai, 15 mai, o deschidere nouă în Timișoara by Enjoy Sushi. Ratatatata! Țineți-o și pasta! Și București, fiți gata pentru sushi! Ajungem în curând și acolo. Scriți în comentarii, scriți în comentarii și v-ar plăce să aflați din viața mea personală și v-ați dori să vedeți mai multe momente din bucătărie, Enjoy, Vama Veche sau nu știu, că și v-ar interesa cel mai mult. Eu conduc și cam negreu să filmez, așa că v-am pupat, ies din Constanța, plecăm spre Iași, stăm și pe acolo o oră, i-am pupat, i-am cuprins puteți și plecăm acasă. Acasă, ne dor de casă. Hai, Doamne ajută. Ne dor de restaurant, vreau la gut. Vreau la gut. Hai, Doamne ajută. Știți, după ani de activitate, spunem că greutățile s-au terminat, nu. Problema cea mai primordială, cred că, sunt brațele de muncă. Plus protecția legislației noastre referitor la producătorul local. Din păcate, nu suntem atât de protejați față de import, față de prezența produselor noastre pe rafturile magazinelor noastre. Dar cred că o să mergem și peste asta. Nu? Provocările vin pe rând. Da, da. Spune-mi, te rog frumos, din restaurante. Deci din restaurante lucrăm așa, cu Leo Grand și amuia stau în tratative cu... Eu îți promit că ați și în restaurant. Îți garantez. Uite, sincer, cel mai tare m-a impresionat primirea. Primirea călduroasă al domnului Sergiu Dana Maria. Asta a fost cel mai frumos. În descriere o să fie link-ul cu site-ul Carpini, unde îți găsiți toate detaliile și toată gama Carpini. Nu că dacă vă place. Vă place precis. Eu asta, știi cum, garantat. V-a plăcut episodul de astăzi? Eu cred că v-a plăcut 100%. N-are cum să nu-ți placă ceva și făcut cu suflet. Dar oricum scriți în comentarii dacă v-ar plăcea să descoperim alți producători de-a noștri, artizanali, micuți, care fac produse extraordinare. Scriți acolo în comentarii pe cine anume v-ar plăcea să descoperim. O, tata, tata, țariu! O, mă, hai, mă, duc să mă fac frumos. E, dacă nu eram însurat, să o fășem spălători. Brațe, vă rog frumos să vă răsiți sala. Dar nu vrei să-mi aduci o cană cu apă, că tare ni sete? Spalți față înainte și în fața micilor ecrani! Bună seara! Am putut să-i facem o surpriză să vin să-l vizitez. Mașa, v- studiu! Doamne Dumnezeu, ia-te pe-o, Mașa!